Ne-am întors cu breaking news, doamnelor, domnilor, pentru că vin noi informații de la accidentul din capitală, din nordul capitalei mai exact. Cei doi copii au fost scoși de un martor și de asemenea au fost duși la spital. Una dintre persoane este în stare foarte gravă. Mergem la colegul meu, Radu Tiliță, în continuare la fața locului. Bună ziua, Radu, spune-ne ce detalii ai. Bună ziua, Berta, bun găsit tuturor. În urmă cu doar câteva minute a plecat și ultima ambulanță de la fața locului cu bărbatul care se află în stare gravă. Vorbim de un traumatism toracic și spuneau echipajele de pe ambulanță că are șanse slabe de a supraviețui după acest accident. Acesta a fost intubat și transportat de urgență la Spitalul Floreasca. Soția acestuia se află în stare bună, este conștientă și a ajuns la Spitalul Elias pentru mai multe investigații, iar copiii, așa cum spuneai și tu, sunt în viață într-o stare bună și au fost transportați la Spitalul Alexandrescu din capitală. Este important de precizat faptul că viața acestora a fost salvată de un martor care se afla peste drum în interiorul unui magazin și de faptul că cei doi minori în vârstă de 2 și 5 ani se aflau în scaune speciale pentru copii. Poliția se află în continuare la fața locului și investighează, încercând să afle cum s-a întâmplat acest incident. Autoritățile susțin, cei de la pompieri, că a fost o intervenție extrem de grea și asta pentru că în urma impactului plafonul mașinii pe care o vedeți chiar acum în imagini era deja îndoit. Tocmai de aceea a fost nevoie de un echipaj de descarcerare pentru a-i scoate pe ceilalți adulți. Radu Tiliță, mulțumesc pentru aceste